Emisiune a venit și Roxana Nemes, căci așa cum v-am povestit, a durat foarte mult până videoclipul s-a terminat. S-a prezentat în premieră la Neața, motiv pentru care îi mulțumim și deci o aplaudăm. Era la final de videoclip Bogdan Stelea sau am văzut noi? Da, a fost și pe parcurs, el era cu motorul, dar mai undercover așa și la final a apărut cu happy end, normal, piesa, clipul. Felicitări, să-ți meargă bine, ținem pumnii, ce faci de Paște? De Paște, în promovare, în concerte, o să plec chiar acum, după emisiune, plec la părinții mei, la Târgu Mureș, 2 zile, după care concerte Somnică și mâncărică, pentru că nu e așa. Ne-am pus noi un calcul de 20 ceva de ani de când am plecat de acasă, n-am făcut noi o masă să chemăm pe altcineva. Tot timpul, musafir. Hristos a înviat! Oh, zice, ce bine că ai venit pe la noi! Da! Musafir de profesie. Iartă-mă că te întrerup. Apropo că mi-ai spus de Bogdan, m-ai întrebat de Bogdan Stelea, vreau să le mulțumesc tuturor și lui Bogdan în primul rând și tuturor de la producție, la regizor, a fost o echipă minunată. V-am spus de data trecută, abia așteptam să scot clipul, cred că am stresat pe toată lumea. haideți cât mai repede. Și mă bucur tare mult, a ieșit foarte bine, sper să fie într-un ceas bun și să fie ce trebuie. Mulțumim tare mult, baftă mare, să ai sărbători luminate, să ne vedem cu bine mai apoi.